Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi ne-am gândit că avem musafir la masă și nu-i pentru mine, e pentru musafir. O să fac o mâncare mai consistentă, mai cu saț. Facem fasole uscată cu ciolan afumat, dragii mei. Așa că uitați-vă aici, m-am pregătit din timp. Am moiat aici, este decât 400 de grame de fasole care au fost lăsat de peste noapte în apă, s-au moiat, s-au umflat. Aici avem un jumătate de ciolan afumat, desosat, din cumpărat, bineînțeles. Avem aici vreo 4 morcovi mari tăiat în jumătate. Avem 3 căței de usturoi, avem un ardei roșu, foi de dafin, separat mai avem usturoi tocat, o ceapă, asta o să fie pentru rantaș, sare, piper, boia de ardei. Și separat o să vă arăt cum facem rantașul. La rantaș o să mai trebuiască o lingură de făină și verdeață și o lingură de ulei, bineînțeles. Deci așa că aia vă arăt la final cum fac rantașul și ce mai avem nevoie. Deci pentru ca să punem acum la fiert, punem fasolea, ciolanul și legumele cu condimente și lăsăm să fiarbă. Asta trebuie să fiarbă cel puțin o oră, o oră jumate ca să se moaie bine fasolea, să fie ca untul și ciolanul să fie fiert foarte bine. Și după ce s-o fiert foarte, foarte bine, vinem în continuare cu restul și cu procedeurile care se face până la final și vă arătăm și finalul. Deci astăzi asta va fi de mâncare. V-am spus, musafirii nu o să arătăm că nu vor să fie arătat la față, dar o să avem pe cineva și pentru ei fac mâncarea asta. Dar mâncarea o arăt și cam atât. Facem fasole uscată cu ciolan. Așa că, uitați, am pregătit-o, e spălată, tot e spălat, nu mă punem la fiert. Ce o să fac eu? O să punem și, aici e fasolea, punem ciolanul întreg, punem usturoiul întreg, o să punem, uitați-vă aici, foaia de dafin întreg și o să pun 4 morcovi întreg. Restul vine tocat. Deci asta vine pus întreg. Și restul o toc cu dumneavoastră imediat. Prima dată o punem la fiert și după aia venim la masă și tocăm foarte, foarte puțin. Haideți la aragaz. Am pregătit o cratiță cu apă. Acum am pus-o încă e apă rece. Uitați-vă aici. Punem așa o linguriță mică de sare în apă. Cam atât. Ciolanul este afumat, spălat bine. O punem în apă. Punem morcovii, ăștia care rămâne întreg, 4 bucăți, sunt tăiat în jumate, și foaia de dafin, 2-3 foaie de dafin, uitați, punem 2-3 căței de usturoi și, bineînțeles, fasolea care a fost moiată de peste noapte. E spălată, e străcurată de apă și acum eu le pun aici în apă ca să fiarbă. Și asta o să lăsăm să fiarbă până să fierbe fasolea și ciolanul. Cam o oră, oră și jumătate durează. Sau poate mai repede, depinde de fasole. Deci, hai să nu zic timp, să nu-mi ziceți că ai zis atâta și nu știu ce. No. Să nu zicem timp, să zicem până să fierbe și fasolea și ciolanul. Deci fasolea trebuie să fie foarte bine, bine, bine fiert. Am pus, uitați, toată fasolea. Acum punem un capac. O să mai pun și niște boabe de piper în ea. Nu măcinat, o să pun bobiță. Cam bobiță și îi dă un gust mai bun imediat. Numai să o găsesc. Uitați, am desfăcut, puteam să o macin, dar n-am vrut, am zis că să pun așa 2-3 bobiță, usturoi, foi de dafin, sare și cam atât. Mărar, verdeață, o să punem la urmă, asta la urmă. Acum, uitați, punem capacul și lăsăm să fiarbă. După ce o fiert, vinim cu rezultatul. Acum merem la masă și tocăm ce mai e de tocat. Și acum, dragii mei, tocăm ceapa și morcovii și ardei.
Și noi aici am separat unde am eu, m-a rămas usturoi tocat și mai am o ceapă curățat care o să toc foarte, foarte mărunt și cu ăla o să fac crantașul. Asta tăiem mărunt, așa, cubulețe, foarte mărunt, așa, și băgăm în fasole ca să fiarbă, să iasă gustul foarte, foarte, foarte bun. Deci o să facem o mâncărică de fasole, nu o să facem nici cu zdamă lungă, nici foarte, foarte groasă, așa, între, deci să fie o mâncare care o să fie servit cu ceapă, cu murături. O să vedeți. Știu că nu vă place fasolea, dar asta este o mâncare care ține de sat, e o mâncare tradițională, o mâncare foarte gustoasă, hrănitoare și foarte dorită de unii. Acum nu la toată lumea îi place, dar pe cine avem noi misafiri, acum chiar le place și asta au dorit să mânce. Și acum asta am făcut. V-am spus și vă repet, nu este făcut pentru mine la regim. Este făcut o fasole normală, tradițională, cum o facem noi de obicei, nu pentru mine la regim. Deci, nu o să vă arătăm cine mâncă, că nu vor să fie filmat, dar... Eu vă spun ca să știți, să nu ziceți că, vai, Margaret, ai anunțat că tu ții regim și tu mânci fasole. Nu, dragii mei! Uitați-vă aici, o ceapă, o ardei. Știți ce bun gust dă ardei la fasole? N-aveți idei, dragii mei, dă cel mai bun gust. Este foarte, foarte sănătoasă și foarte gustoasă să puneți ardei în fasole și în orice mâncare. Eu v-am mai spus, ceapa, bine, ardei nu merge chiar la orice, orice mâncare, dar sunt unele care chiar are nevoie și ridică gustul, deci scoate gustul în evidență. Deci e foarte bun. Nu știu cum sunteți voi, dar nouă ne place... Și atâta lumea, cum fac eu fasolea, le place. Așa că, cu mult ceapă, usturoi, ardei, mai avem și ciolan afumat. Deci gândiți-vă, n-are ce să nu iasă gustos și bun. Și bineînțeles, o să punem și verdeață, unde o să punem de la mine din ghiveci, o să punem un pic de țelăr, frunză de țelăr, frunză de leuștean, un picuț. O să punem, să vedeți ce bunătate o să iasă, dragii mei. Și acum, uitați, tăiem și morcovii, tot mărunt. Ați văzut că am pus și întreg, că nu ne place și întreg, că e bine să ai o morcov așa întreg. Și tăiem și așa cuburi, să fie neasta, să fierbe foarte bine ca untul. Că de mă grăbesc să le tai, să le punem acolo să fiarbă împreună cu fasolea, să intră gustul și să se moaie foarte bine. Și să vedeți asta, hai să luăm de aici, că ne încurcă. Așa. Și restul le tragem aici, că le pun ei spălată, ei tocată, punem direct în fasole. Uitați. Ați văzut ce repede mere treaba, dragii mei, nu tragem de timp, ne grăbim, punem una, două, gătăm și avem o mâncare în câteva minute. Ceva sățioț, ceva bun, e adevărat, da, trebuie să fiarbă o oră, o oră și că știți că fasolea nu e o mâncare care fierbe în 5 minute, deci e logic. Uitați câte legume avem, să vedeți ce dulce o fi, ce gustos. Și suntem gata, mai avem una singură care le gătăm foarte, foarte repede și merem repede, o punem acolo în zamă și lăsăm la fiert. Și revenim numai când facem rantașul și când facem finalul.
Și asta e toată mâncarea. Sper că v-a plăcut și o să vă placă și o să încercați și voi varianta asta, să vedeți ce repede mere. Ce gustoasă e, aia. Și vreau să vă spun ceva, o să pun la final, care nu v-am arătat, de-aia o să vă arăt la rantaș. Ei, mai am ăsta de tăiat, să nu mai vin apoi la masă, să mai toc cu ei. Mai am de tocat, asta punem separat, nu le punem împreună cu ăștia. Ăsta le punem chiar separat, că aici o să fac rantașul, știți? Cu ceapa asta. Asta la final o să-mi trebuiască. Aici. Asta e foarte mare. Vreau să le toc mai mărunt asta de aia. Să știți că iară trebuie să mă ascult cuțitul meu, că iară începe să nu mai îmi taie. Și am ascuțit-o, dar trebuie să dau să mă ascute domnul Mihai, că el se pricepe mai bine ca mine. Uitați, aici v-am arătat, am usturoi pisat și bineînțeles o să punem și ceapă galbenă tocată, foarte mărunt, care o să ne trebuiască la rantaș. Deci asta avem destul aici, asta mai tocăm și băgăm tot la fasole. Că știți că eu folosesc foarte, foarte, foarte multă ceapă. Atât, gata, am și gătat. Uitați, cu ăsta o să merem și băgăm în mâncărica de fasole. Au început să fiarbă și acum, uitați, o să punem toate legumele ce am tocat direct de pe tocător, că eu am spălat înainte, nu mai trebuia încă o dată, acum ajunge. Nu suntem noi în mină. Uitați, vedeți? Și acum, uitați, amestecăm. O să iau spuma mai încolo, după ce fierbe, o să iau imediat spuma jos cu o lingură și o să duc un bol și o spumez. Vedeți că acum s-a ridicat ceapa și dacă iau, iau și ceapa. Și când începe să fiarbă, atunci o iau mai ușor, uitați, vedeți? Punem capacul, lăsăm să fiarbă încet și mai târziu o despumăm. Și vinim mai încolo. Cam atât. Dragii mei, după cum v-am spus, o să vă spun exact cum facem rantașul. Aici, după cum v-am spus exact, am tăiat o ceapă mică mărunt. Am tăiat vreo 3 căței de usturoi care le-am pisat. Deci aici avem ceapă, usturoi. Aici avem o lingură mare de făină, verdeață tocat și boia de ardei dulce, neapărat. Și aici avem murături de la noi, deci avem picles, cum se zice, cu castraveți, varză, roșii, morcov, toate s-au amestecate, făcută de noi, bineînțeles, murate și cu asta o să mâncăm noi fasolea. Deci murăturile, n-am făcut nimic, era pusă, le-am scos din borcan și am golit un bol, atât. Asta e pusă de astă toamnă. Am golit numai din borcan în bol, v-am arătat, așa arată murăturile noastre, stă foarte bine, are un gust extraordinar cu mărar, e foarte bun, are un gust extraordinar și numai bine mere cu fasolea. O să mai mâncăm și cu ceapă mov, o să vedeți, dar acum vreau să vă arăt rantașul. Am pregătit pe aragaz o tigaie cu o lingură de ulei, unde merem și călim ceapa. Și o să vedeți, punem făina, boia și ultima dată verdeața în fasole. Și vă arăt și fasolea, este foarte bine fiert, ca untul. Facem rantașul, lăsăm să fiarbă și servim la masă. Deci cam asta ar fi. Haideți să vă arăt cum facem rantașul.
Aici avem o tigaie cu ulei. Aici avem fasolea fiartă, vedeți, s-o fiert cu ciolan. Acum am pus uleiul, este fierbinte. Uitați, punem ceapa cu usturoiul în ea, așa. Călim foarte bine. Uite că este și un usturoi netocat. O scot afară, vedeți? O scot. Că aia, am uitat să o top. Și... N-ai văzut? N-am văzut, da. O călim ceapa cu usturoiul în ulei. Să se moaie un pic. Trebuie să se moaie. Așa. O să punem... Filmez și eu finalul. O să punem pe ceapă un strop atâta sare, că se moaie mai repede, vedeți? O să râșnim un pic de piper, vreau să zic. Uitați așa. Cam atât puțin, că nu iese foarte mult din ea. Cam gustat supa. Și mai are nevoie de un pic de sare, piper. Și atunci pun pe ceapă, că se face mai repede, știți, nu? Dacă pui un pic de sare când călește ceapa, se moaie mai repede. Și călim până se moaie puțin. Hai să dăm un pic focul mai tare, că e la încet. Avem aici pregătit boiaua, făina care ne trebuie și verdeața chiar la urmă. Asta e exact la urmă, punem. Mai lăsăm foarte puțin. Nu vrem să ardem decât să se moaie, că o să mai fiarbă vreo 10 minute în fasole. Dar trebuie să fie moale. Deci asta e rantașul. Așa se face rantașul în partea noastră. Mă gândesc că așa se face peste tot. Acum poate cu mici excepții. Noi așa facem. Eu o călesc foarte bine ceapa și pun făina, boiaua și după aia o pun peste fasole. Nu vreau să pun foarte multă făină, decât o lingură așa mare, de să nu fie foarte groasă, dar nici subțire, zamăl. De să fie așa între. Prăjim și făina, că dacă nu prăjim făina, are gustul ăla de făină. Așa. Acum, uitați-vă aici, punem o lingură, așa, o linguriță de boia, nu foarte mult. O tragem de o parte, că acum se arde și trag zama să fiarbă. Aici amestecăm foarte bine, că nu mai trebuie să arde foarte mult cu boiaua, că dacă ținem prea mult pe foc, se amărește. Așa, am amestecat foarte bine. Așa, acum luăm capacul și pun rantașul peste fasole. Uitați așa, vedeți? Uitați, golim tot. Și după aia asta o să scol eu imediat. Nu vreau să scot din ea, să amestec. Punem și verdeața acum și uitați-vă aici. Amestecăm foarte, foarte bine acum. Și mai dăm vreo 2-3 clocot să fiarbă. Și uitați-vă aici ce fasole minunat avem. Nu este o fasole groasă, dar nici zamă lungă. Deci,
așa am vrut noi să fie. Dacă vreți să fie mai groasă, puneți mai mult făină. Dacă vreți să fie mai ciorbă, nu puneți făină. Deloc. Și dacă vreți așa, puneți decât o lingură de făină. Sper că v-am fost de folos. Vă place cum arată fasolea noastră? Uitați-vă aici ce bine arată, ce bine miroasă, nu vreți să știți. Și lăsăm un clocot, în, așa, dăm mai încet, punem capacul, lăsăm vă 5-10 minute și după aia servim în farfurie. Revenim! Dragii mei, mâncarea noastră este gata. Uitați-vă aici, așa arată. Am făcut-o, v-am spus, nu foarte groasă, dar nici subțire. Deci o mâncare consistentă. V-am spus, nu-i de regim, e pentru că avem pe cineva, v-am spus. Și aici avem salată, picles, castraveți, varză, roșii, morcov, ceapă, de toate amestecată. E foarte bună, făcută de noi. Deci, salată de murături, cum s-ar zice, și fasole cu ciolan. Deci asta este mâncarea, sper că v-a plăcut, ați văzut, e adevărat, am fiert pe ea o oră și un pic, s-o fiert foarte bine, gustul este extraordinar de bun, foarte bun, am băgat foarte mult usturoi, foarte mult morcov, ceapă, de toate, am avut și ciolan, deci a ieșit extraordinar de bun. Deci mai mult de atât n-am ce să vă spun, ce să vă arăt. Sper că vă place, sper că și voi faceți așa, o ieșit extraordinar de bun. Vă invit la masă să mâncați cu noi, ca de fiecare dată. Și vă doresc poftă bună și vă spun la revedere! Pupici! La revedere.